Bun găsit tuturor, sunt Mihai Bucureșteanu și vă invit să fiți alături de noi și astăzi la Day Live. Am alături de mine pe Alexandra Zaiț, copywriter la Delta Studio și vom vorbi despre tendințele în amenajările interioare. Nu uitați că dacă aveți întrebări, curiozități, le puteți lăsa în secțiunea de mai jos de comentarii. Alexandra, îți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, cine este Delta Studio? Delta Studio este o companie ce are 20 de ani de experiență pe piața de amenajări de interior de nivel înalt. Oferim soluții complete pentru design interior. Avem parteneriate cu furnizori de top internaționali ca Porcelanosa sau Polyform și avem și branduri proprii cu design modern la prețuri foarte accesibile. Spuneai de servicii. Ce servicii mai exact oferiți clienților? Ne adresăm atât clienților finali, oameni care își amenajează o casă sau își renovează un apartament. Ne adresăm și dezvoltatorilor imobiliari, pentru că toți suntem la dezvoltatorimobiliar.ro. Avem pentru acestea pachete speciale de finisaje, de mobilier, la prețuri accesibile. Încercăm să fim pentru ei nu doar un furnizor, ci un partener pentru succesul proiectului. Comunicați și cu persoane fizice? Adică eu, dacă vreau să-mi amenajez, ce servicii puteți oferi? Consiliere? Desigur, da. Este o parte foarte importantă a filosofiei brandului nostru, consilierea în amenajări de interior. Practic fiecare client care vine într-unul din showroom-urile noastre, și avem showroom-uri în 8 orașe din țară, cel mai mare este în București, beneficiază de consiliere gratuită pentru amenajările de interior și de un arhitect de interior pus de noi gratuit la dispoziție. Ceea ce e important e că îl asistăm pe tot parcursul proiectului, dar și după, în partea de garanție și, nu știu, eventuale întrebări. Care sunt pașii? Că vorbeam de proiectarea, mă rog, amenajarea unei locuințe. Mm-hmm. Eu, personal, dacă vin la voi și zic, uite, am nevoie de ajutor să-mi fac dormitorul sau să-mi fac întreaga casă. Practic, clientul vine în showroom, este ajutat de unul din consilierii noștri, ei sunt dispuși în showroom, adică au birourile în showroom, așa că te întâlnești cu ei, și este ajutat să își aleagă în funcție de nevoile și dorințele sale. Deci, să-și aleagă produsele necesare, o parte din produse sunt expuse, celelalte sunt în cataloge, avem o cafenea foarte drăguță unde stau împreună cu arhitectul de interior și creează viitorul de spațiu. Deci, practic, eu pot veni să vă cer și un proiect, adică nu doar să văd produsele. Ne ocupăm și de partea de proiectare, este inclusă pentru produsele achiziționate de la noi. A, deci nu pot veni cu produsele de acasă. Nu, ar fi ciudat. În regulă. Colaborați, spuneai mai devreme, și cu ansamblu rezidențiale și cu firme din domeniul Horeca. Care a fost cel mai nou conformist proiect pe care l-ați avut? Colaborăm în prezent cu peste 30 de ansamblu rezidențiale din toată țara. Avem chiar un departament special dedicat pentru proiecte publice. Cel mai non-conformist, în general, non-conformist nu ține de buget. Vreau aia într-un buget de. Chiar recent ni s-a cerut să amenajăm o baie de serviciu, de cât că 4 metri pătrați avea, într-un buget de maxim 500 de euro, am scos-o în 490 de euro. Eu tot rămân la partea personală. Care ar fi bugetul minim sau maxim? Adică pot să mă încadrez într-un anumit buget când vin la voi pentru un proiect? Da, noi suntem renumiți ca furnizori de mediu lux, dar odată cu dezvoltarea zonei de ansamblu rezidențiale aducem și finisaje la preț de contract, denumim noi, adică la prețuri foarte, foarte accesibile. Sunt prețuri speciale obținute pentru că luăm în cantități foarte, foarte mari și atunci beneficiem de prețuri mai bune de la furnizori. Poți să le încadrezi? Adică care ar fi minimul și care ar fi maximul? De exemplu, la agresie, pentru că toată lumea știe, agresie începe de la, nu știu, și 30 de lei metru pătrat. La limita maximă în design de interior, cerul e limita. Nu există. Există inclusiv mozaic cu aur care începe de la, nu știu, 500 de euro bucata. Ok. Ce produse pot cumpăra clienții din showroom-urile Delta Studio? Pot cumpăra absolut orice este necesar pentru amenajare, începând de la finisaje, gresie, faianță, mozaic, parchet, uși, mobilier,
obiecte sanitare, baterii sanitare, ajungând până la decorațiuni, corpuri de iluminat, uși și accesorii și uși. Care a fost cel mai căutat produs în 2016? Foarte mulți clienți ne-au solicitat gresie hexagonală, avem noi în Mondest, în formă de hexagon și arată foarte, foarte frumos, mai ales când se combină, nu știu, negru cu alb și niște pete de gri, și gresie cu aspect de lemn. E foarte, foarte în tendințe. Că vorbeai de tendințe, la ce vă așteptați pentru anul 2017? Noi mergem periodic la târguri internaționale de profil, tocmai ca să culegem cele mai noi tendințe. Chiar ieri s-au întors colegii mei de la Sevisama. E un târg spaniol de plăci ceramice și obiecte sanitare, cel mai important din Valencia. Și acolo furnizorii își lansează cele mai noi colecții, iar noi, ca revânzători, alegem ce vom aduce să expunem. Noi înnoim showroom în fiecare primăvară. Iar în luna mai la început o să avem un eveniment cu arhitecții și clienții și colaboratorii pentru a le arăta care sunt cele mai noi colecții. Am divagat puțin ca să îți spun că sunt foarte în tendințe finisajele cu aspect de piatră naturală, lemn, cărămidă. Practic este obsesia asta pentru a reda cu fidelitate ceea ce se găsește în natură. Da. Și datorită noilor tehnologii care se dezvoltă tot mai mult de la an la an, se reușește să se redea foarte, foarte bine lemnul. De exemplu, parchet ceramic, care redă inclusiv venatura aceea foarte, foarte frumoasă a lemnului sau senzația de lemn antichizat, pentru că se realizează inclusiv plăci reliefate și atunci, înainte să pui mâna, chiar crezi că e lemn. Și din punct de vedere al elementelor de decor, într-un dormitor, într-un living, se merge spre cât mai simplu, spre cât mai pompos? Asta depinde de gustul clientului și a celui care își amenajează. Ca element distinctiv, există o obsesie pentru elementele metalice și mai ales pentru cupru. Există inclusiv un mozaic cu nuanța asta de cupru, îl avem și noi expus în showroom, foarte multe corpuri de iluminat, practic orice obiect de decor care poate să împrumute aerul ăsta foarte, foarte elegant unui interior. De ce ați ales să participați la TIOR, primul târg imobiliar organizat online? Am considerat că e foarte important pentru cei care sunt în căutarea unei case să se gândească încă de pe acum la felul în care o vor amenaja. O casă goală e ca o coajă care trebuie umplută și, în general, oamenii cheltuiesc foarte mult timp și nervi și efort ca să găsească casa. Dar apoi, ce se întâmplă cu ea? Exact. Și ideal e să se gândească încă din perioada în care o caută, ca să ia lucrurile din timp și să dea importanță tuturor elementelor. De exemplu, nu știu, dacă vorbim de o masă, e o masă, dar o să rămână cu tine perioada îndelungată. Adică, în general, oamenii își amenajează pentru minim 10 ani, 10-20 de ani. Și, nu știu, e masa la care o să ai aniversări în familie, la care o să-ți ajuți copilul pe care acum nici nu-l ai să-și facă temele. Și atunci parcă nu mai stă doar o masă. Și practic ei pot lua legătura cu voi prin intermediul standului. Da. Oferiți sfaturi, consiliere. Exact. O să avem în permanență pe cineva conectat în timpul târgului și vom avea cu siguranță și o ofertă specială, un discount pentru cei care participă și primim cu drag ce discount? Întrebări. Nu. Bine, rămâne surpriză. Rămâne surpriză. Vreau să te mai întreb. În showroom, clienții au venit și au optat pentru amenajarea mai multor băi, a dormitoarelor. Pe ce s-a mers mai mult? Adică, nu știu dacă înțeleg. Care e spațiul din casă? Da, preferat de a-l amenaja prin intermediul vostru. În general, băile, pentru că noi suntem renumiți ca furnizori de obiecte sanitare și finisaje, dar dezvoltăm tot mai mult și partea de mobilier și chiar o să aducem, am adus la sfârșitul anului două bucătării absolut superbe, made in Italy, de la Aster Cucine și o să mai avem mobilier de la Polyform. Avem deja, dar o să aducem noi colecții pentru evenimentul din mai.
și s-a dezvoltat mult și această zonă de mobilier, dar per total oamenii cu baia încep să... Încep cu baia, nu știu, da. Încep cu living, nu știu, eu personal și începe cu living-ul. Da, cred că e cel mai... Ține de gust sau... Da, de mentalitate. Da, exact. Păi cam atât pentru astăzi, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Cu voi mă revăd și săptămâna viitoare, tot aici, la The E-Life.